De câteva zile, toți cei care tranzitează punctul de trecere prin vama Porțile de Fier 1 și sunt bănuiți că introduc ilegal țigări în țară sunt supuși atât unui control corporal cât și unui control amănunțit al autovehiculului. Asta presupune și creșterea timpului de așteptare de către cei care tranzitează vama. Pentru ca acest lucru să nu-i afecteze și pe turiști, polițiștii spun că împreună cu lucrătorii vamali vor face diferențierea între cei bine intenționați și contrabandiști. Pentru turiștii care tranzitează punct de trecere a frontierei, am luat măsuri ca la nivelul punctului pe podul care face legătura între România și Serbia a fost constituită o patrulă mixtă formată dintr-un polițist de frontieră și un jandarm cu care noi cooperăm pentru că podul este în supravegherea detașamentului 4 jandarmi Gura Văii, care patrulează pe acest pod și extrag din coloana de autoturisme care se prezintă la control la intrarea în țară turiștii adevărați și persoanele care tranzitează punctul și care nu trebuie să stea la rând după cei care îi cunoaște că se ocupă cu traficul cu țigări. Această măsură a fost luată pentru reducerea fenomenului de contrabandă. Numai într-o singură lună de zile, polițiștii de frontieră din punctul de trecere PF1 împreună cu lucrătorii vamali au descoperit în vamă două autoturisme care figurau ca fiind furate. O persoană care circula cu o mașină cu numere false de înmatriculare, iar 6 persoane sunt cercetate penal pentru că au încercat să introducă în țară țigări peste limita admisă de lege. Au fost un număr de 61 de sancțiuni contravenționale aplicate de către echipele de control. Și aici fac parte polițiștii de frontieră și lucrătorii vamal din cadrul biroului vamal Porțile de Fier 1. În urma acestor sancțiuni contravenționale au fost confiscate un număr de 2066 de pachete de țigări diferite mărci provenite din Serbia și au fost abandonate în favoarea statului un număr de 587 pachete țigări. În urma acestor sancțiuni contravenționale, două autoturisme în care s-au găsit țigări ascunse, au fost reținute până la plata amenzii. Tot pentru combaterea fenomenului de contrabandă la controlul vamal participă în continuare și agenții canini instruiți special pentru astfel de operațiuni.